Fraților, astăzi vorbim despre femei și păr. De fapt, despre cum se îmbrăcau cucoanele pe vremuri, ce chestii dubioase purtau bărbații și de ce toate lucrurile astea contează pentru noi ca societate. Acum vreo 40.000 de ani a trăit unul care la un moment dat a luat două fibre, le-a răsucit și a făcut prima ață. Nu știm cine a fost, dar știm că fără el am fi umblat cu toții cu o frunză în mijloc și nimic altceva. Destul de sexy în club, deloc sexy la masa de Paște. Spre deosebire de zilele noastre când moda e la putere și nenumărați dubioși poartă tricouri cu Eminescu luate de pe zaiaashop.ro, acum 40.000 de ani hainele aveau cu siguranță un scop practic. Oamenii primitivi nu scrijeleau glume cum mamuți peste pielea animalului cu care se acopereau. În 1991, Helmut și Erika Simon escaladau alpii tirolezi de sud, când deodată le-a ieșit în față un cadavru înghețat. În loc de poza reală am pus-o înghețată pentru că altfel mi-ar demonetiza YouTube clipul ca un adevărat campion al libertății cuvântului CE. Speriați, germanii au chemat imediat poliția. Ăștia au venit, s-au pus pe investigații și, până la urmă, și-au dat seama că în loc de criminaliști, ar avea nevoie de niște experți în preistorie. Se pare că bărbatul murise în urmă cu 5.000 de ani. L-au poreclit oții, omul ghețarilor, și e important pentru povestea noastră pentru că a murit pe drum. Deci nu e îngropat în haine ceremoniale sau mai știu eu ce. E un caz rar în care putem studia cum era îmbrăcat un om acum 5000 de ani și ce unelte avea la el. Rare ori găsești un exemplar așa de bine conservat. În urma analizelor, știm foarte multe lucruri despre tipul ăsta. Majoritatea n-au legătură cu hainele, dar o să le menționez oricum pentru că e păcat să trec așa de repede peste subiect. Știm că acum 5000 de ani, în ziua în care a murit, oții a mâncat carne de ibex și cerb un fel de pâine făcută dintr-un soi de grâu numit alac și niște plante neidentificate. Practic, felul 2 preistoric style. În mod surprinzător, avea între 40 și 52 de ani când a murit, adică era foarte bătrân pentru vremurile alea. Arcul pe care îl avea la el era neîntins și construit doar pe jumătate, și majoritatea săgeților nu aveau pene, așa că nu știm de ce le purta cu el. Vă pot arăta reproducerea asta cu oții în timp ce era în viață. Avea cu el încălțări, haine, două recipiente din coajă de mesteacăn, teacă pentru cuțit, băți de arc, tolbă, săgeți, câteva unelte mici, niște fructe de pădure, o bucată de carne de capră și două cocoloașe de ciuperci de mesteacăn. Până la oții nu aveam nicio idee cum arătau hainele oamenilor din epoca de piatră. Oții are o ținută completă din piei și blănuri de la o varietate impresionantă de animale. Cerb, urți, capră de munte, capră și vită. Avea un fel de dreptung de iarbă împletit lung de un metru, chestie unică și de neimaginat înainte să fie găsită. Nu știm ce făcea cu iarba împletită. Poate se ferea de ploaie, poate o folosea drept așternut. Purta jambiere de blană prinse cu benzi din piele, piele de capră în jurul coapselor și o căciulă din blană de urs. Cele mai interesante obiecte sunt fără discuție cizmele. Arată ca două cuiburi de pasăre așezate pe tălpiși de piele de urs întărită. Un expert ceh a reprodus încălțămintea și a rămas uimit de cât de confortabilă și călduroasă era. Cam ăsta e începutul hainelor noastre. De la oții la coafiura femeilor mai e cale lungă, ca să nu mai zic că nici măcar n-am apucat să fac o glumă despre oaia asta care îmi crește în cap. Înainte să trec la altceva, trebuie să vă mai spun că deși oții e omul care a beneficiat de cele mai multe investigații medico-legale din lume, le-a luat astora 10 ani să-și dea seama că are o săgeată fiptă numărul stâng. Se pare că omul murise în luptă, nu știm cine și de ce l-a fugărit pe oții pe un munte înalt să lucidă și probabil nu vom afla niciodată. De la piele am trecut încetul cu încetul la alte materiale pentru a ne face hainele, vedetele fiind inul și cânepa, culmea. Pe vremuri lumea prefera să se îmbrace în cânepă în loc să o fumeze. În evul mediu, principalul material era lână, mult mai călduroasă și mai rezistentă decât cânepa. Adevărata țesătură minune a fost mătasea, un lux rar care valora la propriu greutatea sa în aur. Știe toată lumea că Australia a fost populată cu pușcăriași. Ei bine, în secolul 18 și 19, majoritatea oamenilor care ajungeau în Australia fuseseră condamnați pentru furtunei unei batiste, un pachet de dantelă sau ceva de genul ăsta. Pare că nu e cine știe ce până îți dai seama că mătasea era efectiv aur pe vremea aia. Puteai trăi binișor vreo 4 luni cu banii de pe o pereche de ciorapi de mătase. Cu ajutorul tuturor materialelor răstora, combinate cu pene sau cu blană de hermină, oamenii au început să-și construiască costume și să se decoreze mai tare ca pomul de Crăciun ce purtai era important pentru că arăta câți bani ai și cât de influent ești tu. Conducătorii din secolul XIV nu puteau suporta să vadă că la masă vine unul mai bine îmbrăcat ca ei, așa că au dat faimoasele legi somtoare, prin care era descris ce are dreptul să poarte fiecare, ce materiale, ce culori și ce țesături. De exemplu, dacă aveai un venit de 20 de lire pe an, aveai dreptul să porți un pieptar din satin dar nu și o mantie din satin. Dacă aveai 100 de lire pe an, puteai să-ți iei cât satin vrea mușchiul tău, dar nu și catifea. Aveai dreptul să porți un pieptar de catifea atâta timp cât nu era purpurie sau albastră. Legile somtoare au fost create pentru a păstra societatea bine încadrată în clase, rase și venituri. Nu era neapărat ceva nou, dar de data asta existau suficiente reguli să nască efectiv ceea ce am numit noi modă. Totul a pornit de la ideea că hainele arată cine ești tu. Șmecheria supremă pe vremea aia era să demonstrezi că nu ești un om care e nevoit să muncească, adică nu ești ca toți sclavii și țăranii aia care lucrează pentru tine. Efectul trebuia să fie imediat, așa că hainele erau făcute să fie cât mai impractice, confortul nu era o prioritate. Prima dată au fost gulerele. Ăștia își trăgeau niște gulere imense, încrețite, de-a dreptul cretine în zilele noastre, foarte invidiate la vremea respectivă. Gulerele erau așa de mari că amărății nu puteau să-și introducă lingura de supă în guriță fără să se păteze. Așa că mulți preferau să se holbeze la ceilalți meseni și să facă foamea. Ceva mai târziu le-au făcut ăștia niște linguri lungi ca să guste și ei nițică supică și să nu mai fie așa de paliz la masă. Prin 1650, pentru prima oară apar nasturii lumea îi privea ca pe o chestie mai mult decorativă și își puneau nasturi pe spatele, gulerul și mânecile hainelor, unde de fapt nu făceau nimic. Avem și o moștenire de pe vremea nasturilor inutili și anume nasturii de pe mânecile sacoului. Caută-ți sacoul în dulap și uite-te, nasturii aia nu fac absolut nimic. Apoi intră în scenă și peruca. Tot bărbații au fost primii care au pus botul la aberația asta. De fiecare dată când ți se pare că iubita ta are prea multe haine, amintește-ți că timp de sute de ani noi am fost sexul delicat și prețios în ale modei și oricând ne poate veni din nou rândul. Perucile erau făcute din păr de cal, fibre de bumbac, păr de capră, mătase și uneori păr uman. Se pare că nimeni nu observa ironia. Erau așa de scumpe că multă lume le lăsa moștenire. Evident că în toate cazurile de dinainte și cele care vor urma, peruca era cu atât mai luxoasă cu cât era mai mare, asemănătoare cu penisul din câte am auzit. Aia care n-aveau bani de o perucă își lăsau părul să crească mare, îl tundeau și își făceau o perucă din el, de ziși că erau ultimii retardați. E ca și cum ți-ai luat biletă la concertul Pink Floyd și ajuns acolo ți -ai pune căștile în urechi și ai asculta un album Pink Floyd. Perucile produceau mâncărimi și erau greu de suportat vara, așa că majoritatea bărbaților se rădeau pe cap ca să le fie mai bine. O dată pe săptămână, perucile erau trimise la un specialist care remodela buclele pe bigudiuri încălzite și uneori le punea la copt la cuptor nu mă întrebați de ce, n-am înțeles nimic, dar așa scrie în carte. Pe la 1700, fără niciun avertisment, aia care simțeau că nu e suficient de tare în evidență cu perucile lor imense, au început să și le pudreze cu făină. Pare o treabă să și fără consecințe, dar în 1770, când Franța a avut o recoltă de grâu proastă, oamenii s-au răsculat pe motiv că nobilii, în loc să dea făina pentru pâine, își pudrează perucile cu ea. După făina au urmat perucile albastre și cele roz. Dacă nu înțelegi cum dracu s-a întâmplat asta, imaginează-ți că în loc de oameni sunt păuni care se umflă în pene ca să impresioneze păunița. Exact așa, doar că în loc de păuni era aristocrația britanică și în loc de păunițe era tot aristocrația britanică. Premiul pentru cea mai șmecheră perucă trebuie acordat prințului Rauniț. Fratele Rauniț avea patru valeți care pulverizau nori de pudră de culori diferite în mai multe părți ale perucii. Astăzi, singurii bărbați care mai poartă peruci sunt avocații din Anglia, deși eu nu aș angaja un tip cu păr de cal pudrat pe cap. A venit și rândul femeilor care au preluat peruca masculină și au dus-o la extreme incredibile. Ale lor erau și mai mari, de fapt erau așa de mari că nu stăteau pe cap, stăteau pe un schelet de sârmă care stătea pe cap. Amestecau lână unsă cu grăsime și păr de cal pentru a face părul să stea drept pe o înălțime de 75 de centimetri. Cu coanele astea aveau 1,50 m în înălțime și 2,25 m cu tot cu peruca. Când călătoreau, nu le încăpea peruca în trăsură, așa că mergeau cu capul scos pe fereastră. Cel puțin două gagici au murit când li s-a aprins peruca de la un candelabru. Dar stai mai e, perucile femeilor necesitau o cantitate enormă de muncă și răbdare. Din cauza asta, multe își lăsau părul neatins luni de zile, adăugând din când în când puțină pastă ca să țină totul la un loc. Cum dormeau? Bună întrebare! Își puneau capul între niște blocuri speciale de lemn și închideau ochii. Erau foarte cochete cu peruca, dar nu se spălau. Din cauza asta, perucile erau efectiv pline de tot felul de insecte deloc atrăgătoare. La un moment dat, prin 1790, o femeie avea macheta unui vas cu vele și tun care plutea pe valurile cu afiorii ei ca și cum ar fi protejat-o de invazii. Urmează hainele mulate și de data asta primii au fost bărbații. Se cheamă epoca dandy și e perioada în care bărbații purtau pantaloni incredibil de mulați fără chiloți, pentru a scoate în evidență castravetele. Ar fi multe de spus și aici, dar m-am întins prea mult cu perucile, așa că o las pentru o altă dată. Pe scurt, ideea clipului e că moda asta trecătoare e doar un mod de a atrage atenția și a ieși în evidență. Așa că sunt sigur că și coafiurile din zilele noastre, inclusiv non coafiura din capul meu, se înscriu perfect în lungul șir de decizii proaste istorice. Așa că o să mă tund. Cam atât pentru astăzi. Toate informațiile au fost luate din cartea Acasă de Bill Bryson. Lăsați în rubrica de comentarii toate glumele nefăcute despre porul meu cât mai aveți ocazia. Și până data viitoare, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să clopoțați canalul și să dați informația mai departe pe Facebook. Să se audă Zaiafet peste tot pe internet. Da, slide!